Bună, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Ea Ikeda, iar pentru astăzi avem un nou episod din 7 zile, 7 outfituri. Mai exact, episodul numărul 2. Pentru cei care nu știu despre ce este această serie, ei bine, în fiecare zi îmi voi alege outfitul alături de voi, iar apoi vă voi arăta rezultatul final. Este simplu și sper să vă placă. Ziua 1, deja am scos această pereche de blugi din garderoba mea. Sunt niște blugi într-un roz pudrat, un roz deschis, foarte deschis. Am un complex atunci când vine vorba de picioarele mele. Pot spune că am niște pulpițe foarte, foarte apetisante acolo. Și oricât de mult aș încerca să dau jos partea de sus, nu pot, pentru că în principiu sunt mușchi. Am făcut sport de performanță atunci când eram copil și am rămas cu asta. N-am ce să fac, nu mă plâng, dar încerc să maschez prin modul meu de a mă îmbrăca. Și acesta este motivul pentru care eu nu aș fi purtat culori deschise niciodată, dar mi-am dat seama că de fapt este un mit, iar culorile deschise nu te fac să pari mai grasă, mai voluminoasă, mai mare. Chiar nu, acum port roz, port alb, port culori pe care n-aș fi crezut vreodată că le voi purta în partea de jos și îmi pare rău că nu am început să fac asta mai devreme. Pentru că eu purtam blugi doar negri sau albaștri. Atât, nu ieșeam din zona mea de confort. Ei bine, și pentru astăzi luăm această pereche de blugi cu un tricou alb și am o kit acolo, undeva în spatele camerei, am un stand cu jachete și revin. Cum ziceam, am o kit, acest sacou supradimensionat, este un sacou de la Zara pe care l-am luat în urmă cu 2 ani, un an și ceva, nu mai știu exact oricum, de mult. Un sacou care este roz cu alb și gri, nu știu dacă se vede, dar are niște dungi foarte subțiri roz și cred că o să dea foarte bine în combinația asta cu blugii. Iar acum să văd cu ce o să mă încalț. Aș putea să merg cu acești adidași de la Chiara Ferragni. Încă nu am probat outfit-ul, nu știu exact cum se va vedea, dacă e ok, dacă nu e ok. Dar în principiu aș vrea să merg pentru acești adidași. Vedem, o să probez și vedem care rămân și care nu. Iar pentru geantă ar trebui să-mi iau o geantă mai deschisă. Mi-ar fi plăcut să am o geantă gri, ce nu am, din păcate, dar o voi pune pe listă. Geantă gri sau o geantă roz pudrat, să fiu chiar foarte, foarte rozalie, dar nu am. Nu am geantă gri, nu am geantă roz pudrat, așa că îmi voi lua cea mai colorată geantă din dulap și ieșim! Boy, can't you talk to me? It's what I want the most in my life. They say you're out of my league, but I don't give a damn. No, deep down, I know you want it. Wanna take a leap and jump in, you wanna fall in love. You get me spinning, wouldn't it be awesome if you just kiss me slowly and had me in your arms? If I could make you see it, baby, we'd be something, something to make the starlight jealous of above. Ziua 2. Port aceeași pijama, este cea mai călduroasă pijama pe care o am și astăzi vreau să vă arăt, mi-am luat ceva până urmă câteva săptămâni, este un fel de rochiță, dar nu o poți lua ca rochiță pentru că este mult prea transparentă. Ah, nu vedeți. Ok, da, este mult prea transparentă, așa că nu o pot lua drept rochiță, dar nu o pot numi cămașă pentru că este mult prea lungă pentru a fi numită cămașă. Așa că nu știu dacă am făcut bine că am luat-o sau nu. Am luat-o dintr-un outlet din București. Am dat pe ea 30 de lei, deci nu am dat foarte mult. Dar astăzi voi încerca să port această rochiță cămașă și vreau să o iau cu ceva deschis în partea de jos, să creez un outfit cât mai de primăvară, să mă asortez cu copacii înfloriți. Și aș fi vrut să iau tot blugii roz pe care i-am luat ieri, dar m-am răzgândit. Am zis, hai să scot cea mai deschisă pereche de blugi pe care o am, un albastru deschis, 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 și am găsit pe aceștia de care uitasem, niște blugi foarte deschiși la culoare, dar chiar uitasem de ei și vă spun de ce uitasem, pentru că mă strâng puțin aici. Deci da, v-am zis că m-am îngrășat și nimeni nu mă crede. Ok, și voi lua această cămașă rochiță cu această pereche de blugi, niște blugi drepți, conici, și de încălțat o să merg pentru o pereche de adidași simpli albi sau pentru o pereche de balerini sau pantofi cu toc pe alb,
Ați văzut că am eu ce am cu albul în ultima perioadă. Ok, o să probez, iar gentuță... Bine, pentru outfitul ăsta poți să-ți iei absolut orice gentuță, o gentuță cremă, o gentuță maro. Depinde ce accente vrei tu să-i dai acestui outfit. Eu o să merg pentru o gentuță foarte colorată, aceeași gentuță pe care am purtat-o și ieri, pentru că uitasem de ea, a fost printre primele mele genți de designer și nu prea am purtat-o pentru că este puțin cam mult prea mică pentru mine, dar îmi era dor de ea, așa că astăzi o voi lua din nou. Ziua 3. Astăzi nu m-am trezit absolut deloc în apele mele. Mă simt foarte balonată, umflată, nu știu, zici că nu sunt eu. Așa că dacă aș putea, m-aș îmbrăca într-un sac cât mai mare să mă acopăr, să nu mă vadă nimeni. Bine, dacă aș putea, n-aș ieși din casă, dar astăzi trebuie să ajungem la contabilă, așa că nu prea am scăpare. Trebuie să mă îmbrac cu ceva cumva și să ies din casă. Plus că trebuie să ajung și la mall să îmi cumpăr niște dosare. Așa că nu am scăpare. Dar să văd cu ce mă pot îmbrăca. Ori îmi iau o rochiță foarte largă și lungă și gata, ori hai să vedem ce găsim aici. Asta e destul de drăguțică. Este o cămașă tip rochiță, foarte lungă, foarte largă, fix ca un sac. Exact ce ziceam că vreau să port astăzi. Ok, avem un câștigător. Aș putea să iau această cămașă rochiță cu niște blugi, o pereche de blugi într-o culoare mai deschisă, într-o culoare pastelată. Ceva care să-mi scoată outfitul din anonimat. Aș putea să iau această cămașă cu acești blugi pastelați, roz. Iar de încălțat o să-mi iau niște pantofi. Sigur o să merg cu niște pantofi. Vreau ca outfitul meu să pară cât mai chic și v-am zis să nu pară că vreau să ascund ceva astăzi. Ziua 4 și astăzi sunt 20 de grade afară. Yay, în sfârșit, primăvară în adevăratul sens al cuvântului. Și pentru astăzi nu avem planuri mari, vrem să mergem la supermarket să cumpărăm una alta pentru casă, pentru acasă. Și nu știu exact cu ce o să mă îmbrac, aș vrea să-mi iau o fustiță, ceva cât mai lejer, cât mai de primăvară. Ok, hai să vedem ce am aici. Am început să-mi fac cât de cât curat. Sunt mega fericită pentru că am dat peste câteva lucruri de care uitasem efectiv. Și pentru astăzi, hai să vedem cu ce se îmbracă ea. Am aici un set. O fustă și cu această bluză. Și cred că ar merge. Le-am luat de la H&M, ele erau vândute și separat, dar le-am văzut acolo și am zis, ok, ăsta e un outfit pentru acele zile în care nu știi cu ce te îmbraci, pentru că pur și simplu ți-ai acest set și cel mai probabil o să mă încalz cu niște Adidas și în aceeași nuanță și gata, mi-am făcut outfit. Mai ales că nu știu exact unde ajungem, mergem doar la cumpărături, probabil o să ne plimbăm puțin, ne oprim la cafea, vreau ceva lejer. Așa că ăsta e outfitul potrivit pentru astăzi. M-am schimbat, m-am machiat și am plecat.
pe plac Mirei și voi purta acest tricou, care este tricoul ei preferat din garderoba mea. Cred că vă dați seama de ce îi place atât de mult. Ei avem aici Monster cu cookie. Da, e super drăgălaș. Îi voi face pe plac, trebuie. Din când în când ascult și de Mira când vine vorba de outfiturile mele. Și inițial voiam să iau acest tricou cu o pereche de blugi, dar m-am răzgândit pentru că imediat vă arăt de ce. Nu sunt aici, i-am dus în dormitor pentru că doar ce am probat. Ei, vă voi spune pe scurt, vreau să iau acest tricou cu o pereche de pantaloni largi roz. Și o să vedeți imediat rezultatul. Ziua 6 și vreau să vă arăt că mi-am cumpărat această pereche de Air Force One. Mi-au plăcut la nebunie, i-am văzut în magazin, erau și reduși și am zis ok, trebuie să iam. Sunt genial, abia aștept să-i port, nu o să-i port astăzi. Sau poate o să-i port astăzi, nu știu, mă mai gândesc puțin. Astăzi vrem să ieșim în parc, i-am promis Mirei că o ducem cu trotineta, ieșim cu trotineta, mergem în Herăstrău și sperăm să nu fie aglomerat. Nu cred că o să vă arăt nimic, pur și simplu o să-mi iau niște blugi, un tricou, un cardigan și niște Adidas și gata, am plecat. Cea mică deja este îmbrăcată, deja mă așteaptă și ne bate la cap. Sunteți gata? Mergem. Nu mai are răbdare. Așa că mă îmbrac foarte repede, am plecat și vedeți outfitul imediat. Ziua 7 și astăzi nu ieșim nicăieri, o să stăm în casă, vreau să fac curat, vreau să calc, vreau să fac treburi de-astea casnice, așa că, după cum vedeți, sunt într-un halat foarte chicios, cel puțin pare chicios pe video, dar nu este așa în realitate. Și doar ce am ieșit de la duș și voiam să vă arăt că am primit niște fustițe din garderoba mea din Japonia, de care efectiv uitasem și sunt super frumoase. Nu știu de ce, mi-am dat seama când am făcut curat că eu am foarte multe fustițe, dar nu prea port fustițe. Așa că mă gândeam să facem o provocare pentru săptămâna viitoare. Și asta e, să scot fustițele din partea asta. Ok, astea sunt fustițele care îmi plac, pe care nu le-am purtat niciodată și vreau să fac o provocare pentru săptămâna viitoare. Voi purta această fustiță odată, ok? Este o fustiță simplă, dar foarte feminină datorită acestui volonaș, foarte drăguț. Și mai am o fustiță care mă duce cu gândul la safari. Ok, asta. Care din nou este super drăgălașă și pe care din nou nu am purtat-o niciodată. Nu știu de ce, v-am spus, am foarte multe fustițe, nu cred că vedeți voi, dar aici raftul acesta este doar cu fustițe. Aici am pantaloni, blugi, pantaloni, două rafturi doar cu pantaloni, aici sunt tricouri și niște bluzițe, aici încă nu am terminat de făcut curat. Dar mi-am dat seama că am super multe fustițe și eu nu port fustițe. Adică port, dar mai rar decât ar trebui. Așa că pentru săptămâna viitoare mă provoc să port aceste două fustițe și vă provoc și pe voi să purtați un outfit pornind de la o fustă și să-mi dați tag pe Instagram. Chiar aș vrea să văd outfiturile voastre, să interacționăm așa puțin mai mult. Și cam asta ar fi pentru astăzi. Mă duc și mă apuc de editat. Vă pupicez, vă mulțumesc că v-ați uitat și ne vedem săptămâna viitoare cu un nou episod din 7 zile, 7 outfituri.